România se pregătește să găzduiască pentru a doua oară în istoria sa un campionat mondial. În 2017, la Bistrița, va avea loc campionatul mondial de culturist și fitness. Acesta va fi organizat de Federația de Specialitate condusă de regineanul Gabriel Toncean, care a reușit să obțină sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în acest sens. Cu fiecare zi suntem tot mai aproape de unul dintre cele mai importante și de amploare evenimente sportive găzduite vreodată de România, Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, care va avea loc la Bistrița anul viitor, a declarat președintele Federației Române, regineanul Gabriel Toncean. Într-adevăr, chiar dacă a mai rămas un an de zile, pentru noi pregătirile au început. Am intrat într-un ritm în care nu mai avem dreptul și nu mai avem voie să lăsăm ștacheta jos. Din acest moment doar suntem îndreptați și focusați către campionatul mondial. Este cel mai important eveniment pe care federația noastră l-a organizat vreodată și de ce nu sportul românesc, fiindcă în România a mai avut loc un singur campionat mondial în urmă cu foarte mulți ani, un campionat mondial de biatlon. Deci suntem al doilea campionat mondial organizat vreodată în România. Federația Română a reușit să obțină sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în acest sens, precum și al altor oameni care înțeleg importanța unui asemenea eveniment sportiv pentru țara noastră. Am găsit la Bistrița un președinte de Consiliul Județean care vrea să facă pentru oameni, care este interesat ca oamenii să facă mișcare, să facă sport, care înțelege că, de fapt, politica nu înseamnă doar a face politică personală, ci înseamnă a te implica pentru oameni. Iar acest președinte de Consiliul Județean, împreună cu consilierii pe care are, ne-a oferit tot sprijinul și ne sprijină în ceea ce facem, fapt care ne obligă să organizăm o competiție perfectă. Aproximativ 600 de sportivi din lume sunt așteptați la campionat, iar pentru români, atât sportivi cât și public, vor fi numeroase beneficii prin organizarea evenimentului în țara noastră. Faptul că acest campionat mondial este în România este binevenit atât pentru sportivi, pentru familiile acestora, pentru oamenii care iubesc sportul, pentru oamenii care iubesc arta, cultura, pentru toți cei care își doresc ca România să facă ceva. Încă o dată, România va apărea pe harta mondială și îmi doresc din tot sufletul ca această competiție să fie una istorică, pozitiv vorbind, care să rămână pentru totdeauna în sportul românesc. Federația Română a obținut șansa de a organiza campionatul mondial datorită relației de strânsă colaborare care s-a creat cu Federația Internațională a Culturiștilor, condusă de Rafael Santoja. Acum de ani, campionatul mondial a fost în Mexic, anul trecut campionatul mondial a fost în El Salvador, iar campionatul mondial se desfășoară în Republica Dominicană. Deci după trei țări exotice urmează România. Fiind în contact permanent cu Federația Mondială, sunt foarte optimiști, văzând că la noi în federație se muncește și avem o echipă sârguincioasă și serioasă. Sunt extrem de optimiști că vom organiza un campionat super ok. Federația Română își dorește să populariseze din timp evenimentul de anul viitor, pentru care pregătirile au început deja. Așa că pe 3 iunie anul acesta, la Bistrița va fi organizat un fitness maraton, care va promova mișcarea și sportul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!